Vă salut cu pacea Domnului, dragi ascultători, și pentru momentele acestea aș dori să primiți binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru dumneavoastră cu această ocazie. Doresc ca Duhul Sfânt să vă călăuzească, să vă deschidă sufletele și să vă cercetați în lumina cuvântului pe care îl voi transmite din partea lui Dumnezeu. După cum ați văzut, titlul subiectului pe care îl voi prezenta este Credincioși care nu sunt vrednici de încredere sau credincioși nedemni de încredere. Poate că vă surprinde lucrul ăsta, credincios și totuși nevrednic de încredere, însă Biblia spune despre o ocazie din viața Domnului Hristos în care El n-a avut încredere în cei care mărturiseau că au crezut în numele Său. Este într-adevăr curios să ne întrebăm, adică să fii creștin dacă mărturisesc că eu cred în Hristos și totuși El să nu aibă încredere în mine. Studiul acesta ne oferă un moment de cercetare serioasă. Este prea posibil să ne amăgim singuri. Satana este atât de șiret, atât de inteligent, încât ne putem amăgi singuri. De multe ori mă gândesc la mai mari lui Israel din vremea Domnului Hristos, cât de mult i-a înșelat și i-a orbit și ce încredere aveau ei că sunt credincioși lui Dumnezeu și totuși au ajuns să fie lepădați. Așa că ar trebui să ne cercetăm foarte serios fiecare și să descoperim realitatea despre noi, despre sine. Văd în jurul meu persoane care, deși se spune că suntem într-o țară creștină, și pe cine întreb, spune că el crede în Iisus, însă eu nu văd nicio relație între Iisus și majoritatea covârșitoare a creștinilor de astăzi. Voi deschide Sfânta Scriptură și voi citi în Ioan, capitolul 2, versetele 23 la 35. Ioan, capitolul 2, versetele 23 la 25. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Dragii mei, observați ce spune Evanghelia. Mulți au crezut în numele Lui. Era praznicul Paștelor la Ierusalim. Și Iisus a ținut o cuvântare. Iisus făcea semne și mulți spune că au crezut în numele Lui din pricina aceasta, dar Iisus nu avea încredere în ei, pentru că îi cunoștea și știau că nu sunt demni de încredere. Deși spuneau pe față că au crezut în El, totuși, dacă citiți Biblia mai departe, vă dați seama că Iisus avea dreptate. În relațiile noastre interpersonale descoperim că oamenii serioși și credincioși sunt din ce în ce mai rari. Din ce în ce mai rari. Aș putea să spun că sunt mai rari ca aurul din Ofir. Am început să ne temem de orice necunoscut de care am putea avea nevoie și ne întrebăm de multe ori ce fel de om ar putea fi omul ăsta cu care vreau să am de-a face. Căutăm între prieteni dacă vreunul din ei cunoaște pe respectivul pentru ca să ne facă o recomandare. Vrem o recomandare din partea unora care ar cunoaște persoana respectivă. Și eu, de exemplu, sunt întrebat uneori de persoanele din jurul meu despre cineva anume pe care îl cunosc și mă întreabă dacă este vrednic de încredere sau nu. Și vreau să vă spun că nu prea mai recomand pe oamenii din jurul meu, pentru că am fost făcut de rușine.
Poate că unii mai sunt încă demn de încredere între prietenii mei, dar nu recomand pe oricine. Am ajuns să mă rezerv doar la mine, bine știind că mă țin de cuvânt și îmi dau tot interesul să fiu serios. Cei credincioși descriși aici în Ioan, care au crezut în Iisus, sunt persoane care se pare că au schimbat firma, dar ei nu s-au schimbat. Este foarte grav lucrul acesta. S-au lăsat impresionați doar de moment, după câte se vede, și au declarat că ei cred în Iisus din pricina semnelor pe care le-a văzut făcând Iisus, dar în realitate ei nu l-au urmat pe Iisus și nu au fost serioși. Sunt multe persoane care intră în biserică și care cred că dacă s-au botezat, au experimentat nașterea din nou, însă rămân să practice aceleași obiceiuri vechi și neacceptate de Dumnezeu pe care le-a avut înainte. Aș vrea să observați un lucru printr-un exemplu pe care vi-l dau din Evanghelie. Dumnezeu trimite pe Samuel să ungă ca împărat pe unul din fiii lui Isai. Și descoperim că pe oamenii îi putem înșela cu aparenta noastră credincioșie, însă pe Dumnezeu în niciun caz nu-L putem înșela. În capitolul 16 din 1 Samuel, versetele 6 și 7, voi citi următoarele. Când a intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis în sinea sa: negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Așa a crezut Samuel când l-a văzut pe Eliab: negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Observăm că Dumnezeu cercetează, dragii mei, inima omului, inimile noastre, și stabilește cine sunt oamenii demni de încredere și cine nu. Isai trece rând pe rând pe cei 7 fii prin fața lui Samuel, bine știind că sunt și războinici, și nu se aștepta ca Domnul să nu aleagă pe niciunul dintre ei ca împărat. Pe David nu avea de gând să-l aducă în față. Era neînsemnat în ochii lui Isai. Însă descoperim că atunci când a apărut David, pentru că a trimis să-l cheme, Domnul a zis lui Samuel: scoală-te și unge-l, căci el este. Curios, acela la care nu se aștepta nimeni este ales ca împărat. Și acum îmi vin în minte unele gânduri exprimate de Ellen White prin inspirație. Și ea spune: pe cine am crezut că văd în cer, nu l-am văzut. Și pe cine credeam că nu va fi acolo, pe aceea am văzut. E ușor să ne facem noi imagini despre și să stabilim unele lucruri. Ăsta nu, celălalt da, nu-i corect. Dumnezeu se uită la inimă. Uită-te la inima ta și cercetează-te în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, care era din sânge evresc, el spune în Romani 8:6 că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam. Adică nu toți cei ce se numesc creștini sunt creștini. Chiar dacă se socotesc că ei cred în Hristos, nu sunt creștini. Dragii mei, e posibil ca Dumnezeu să spună și despre tine: tu spui că ești creștin, însă
nu ești creștin. Știți că martorul credincios și adevărat ne spune în solia sa din Apocalipsa, capitol 3, tu zici că ești bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Tu te crezi că ești un credincios veritabil. Tu ai imagini deosebit de înalte despre tine și impresii. Însă Domnul spune și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Tocmai ceea ce vrea Domnul să știm noi despre noi, noi nu vrem să știm. El spune, nu știi că tu ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Tu crezi că ești altceva. Dragii mei, aș vrea să pun câteva întrebări prin care să vă testați și să vă dați un răspuns. Întrebarea mea e, ești echilibrat sau ești odată sus și apoi jos? Ești de cuvânt? Ești serios? Apreciază Dumnezeu că tu ești credinciosul Lui? Apostol Pavel scria celor din Filip și el le spune, exprimându-și durerea sa sufletească din pricina unor așa zici creștini, și Pavel spune în Filipeni capitol 3, 18 și 19, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Da, da, ei sunt creștini. Erau în biserică. Ei spuneau că au crezut în Hristos ca mântuitor și că-L urmează. Însă observați, dragii mei, ei trăiau ca mai înainte. Întreabă-te, tu cum trăiești? Ești născut din nou sau trăiești ca mai înainte? Ai obiceiurile lumii sau urmezi sfaturile lui Hristos? Aș vrea să vă dau un exemplu de o persoană, cel puțin, în care Dumnezeu n-a avut încredere, deși i-a încredințat o misiune. Mergeți puțin cu imaginația dumneavoastră și dacă vreți deschideți și Biblia, dar eu nu voi citi, în Exodul capitolul 32. Și ajungând la Sinai, Dumnezeu îl cheamă pe Moise ca să-i dea tablele legii, iar Aron are menirea și funcția de a călăuzi poporul mai departe. Dumnezeu declamase legea sa și ei trebuia să gândească la poruncile lui Dumnezeu, la atmosfera cutremurătoare și la solemnitatea în care Dumnezeu a declamat cele 10 porunci. Însă, la un moment dat se gândesc, cam pe la, zic eu, ziua 36, 37, se gândesc că Moise nu mai vine și că ei trebuie să meargă mai departe. Și a mers la Aron și a zis, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și Biblia spune că Aron le-a zis să ia cercei, să scoată aurul și a făcut într-adevăr vițelul acela pe care l-a numit Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului. Ce banalitate și ce nebunie! Îl faci astăzi, tu ești la Sinai, ești ieșit din Egipt și tu spui că vițelul acesta te-a scos din țara Egiptului. Cum adică? A, vrei să-l exemplifici pe Dumnezeu prin ăsta și să spui că acesta e o reprezentare a divinității, acesta este cel care nu merge. Și Aron se lasă înduplecat și săvârșește păcatul acela mare, face vițelul, se închină, declară că e sărbătoare. Ascultați totuși un paragraf din
ceea ce eu numesc și numim spiritul profetic, care îmi place extraordinar de mult. O criză de felul acesta cerea un bărbat plin de tărie, un bărbat hotărât și de un curaj neclintit. Unul care să țină la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la favoarea poporului, la siguranța personală și chiar la viață. Să țină mai mult la onoarea lui Dumnezeu decât la siguranța personală sau chiar la viață. Dar actualul conducător al lui Israel nu era un om de felul acesta. Aaron se împotrivi în mod serios în mod slab poporului, iar timiditatea și șovăiala lui, oscilând și nefiind hotărât, la momentul critic nu a făcut decât să facă pe aceia să fie și mai hotărâți. Și tumultul a crescut și o nebunie oarbă, nerațională, părea că pune stăpânire pe mulțimea. Au fost unii care au rămas credincioși legământului lor cu Dumnezeu, dar cea mai mare parte a poporului s-a unit în apostazie. Dragii mei, Aaron era persoana care să spună un nu hotărât. Noi l-am auzit pe Dumnezeu declamând poruncile. Noi am văzut focul, am văzut cum se cutremura muntele și așa mai departe. Nu putem să săvârșim un astfel de păcat. Acela este Dumnezeu care ne-a scos din Egipt și trebuie să-L onorăm. Chiar cu prețul vieții Lui trebuia să se opună. Spune că au fost câțiva care au îndrăznit să spună că a face un chip așa cum se propunea era idolatrie. Au fost prinși și tratați în mod brutal, iar în confuzia și agitația aceea, în cele din urmă și-au pierdut viața. Au fost unii care și-au dat viața din pricina credincioșiei lor. Dar Aaron nu. Aaron nu. Dragii mei, vă spun un lucru care poate pe unii îi șochează. Însă eu rămân la acest principiu. A fost o ocazie, cu mulți ani înainte de Revoluție chiar, când aproape de anul nou a zis cineva ca să facem un brad în biserică. Adică să facem un pom de Crăciun, cu alte cuvinte, și să-l așezăm acolo în față, în biserică. Eu, fiind prezbiter, am auzit lucrul acesta, mi s-a spus și am mers la respectivul și la respectivii și le-am spus așa: cât timp voi fi eu prezbiter, în biserica aceasta nu va intra brad. Nici în ziua de astăzi n-a intrat brad în biserică la mine. Mie mi se pare spiritul lumii, chiar dacă unii se tot lamentează ei că Ellen White vorbește de, eu nu știu ce a făcut, că așa putem să vorbim și de jocurile lui și de dansurile lui Daniel, lui David, dar nu ne apucăm să dansăm astăzi. Numai lucrul acesta nu era în biserică. Și astăzi, cu regret, unii l-au făcut și l-au primit. Încotro mergem, nu știu, așa cum și poporul Israel a făcut vițelul ca să meargă înainte, să-i conducă spre Canaan, dar n-au ajuns cu vițelul, tot la fel, să mă ierte cei care m-aud, tot la fel cu bradul, nu o să meargă în Canaanul Ceresc. Asta nu... N-are nicio legătură cu Dumnezeu, stați liniștiți. Facerea de bine se poate realiza și fără brad, să-i agățe acolo, nu știu ce, cum se spune acolo în Căminul Advent. Nici nu știu dacă este real, dacă a mai fost introdus, nu pot să știu, dar... Dragii mei, observați, Aaron n-a spus așa. El a fost slab și timid, șovăind. Și în momentul critic, șovăiala lui a făcut ca oamenii să fie foarte hotărâți și să calce peste Aaron. Dacă spunea hotărât, cum am spus eu, Dumnezeu era cel care n-a mai îndrăznit nimeni să mai spună de brad nici până ziua de azi. Tumultul acela a crescut și o nebunie oarbă și nerațională, spune că a pus stăpânire pe,
pe mulțime. Da, și pentru că unii au fost credincioși, a trebuit să plătească cu viața. Aaron spune că se temea de propria lui viață și în loc să ia în mod nobil poziție în apărarea onoarei lui Dumnezeu, el a cedat cerințelor mulțimii. Primul său act a fost acela de a porunci să se adune cercei de aur de la tot norodul și să fie aduși la el, în speranța că mândria îi va face să refuze un astfel de sacrificiu. Adică, vă cer cerceii, podoabele la care voi țineți și cu care vă mândriți. Și dacă le-a cerut asta, a zis, nu o să mi-l dea, nu o să-mi dea cerceii, nu o să-mi dea podoabele și atunci nu o să mai facem vițelul. Dar nu aceasta era calea. Pe drumul acesta trebuia să meargă Aaron, ci Aaron trebuia să spună categoric, fără așa ceva. Dar ei și-au dat bucuros, spune Spiritul Profetic, și-au dat bucuros podoabele și din aceasta a făcut el vițelul turnat. A făcut Aaron vițelul acela, turnat, imitând astfel zeii Egiptului. Știți că egiptenii se închinau la un bou. Și poate li s-a părut prea mare și n-avea aur suficient să facă un bou. A zis, hai să facem și noi unul mai micuț, un vițel. Să ne închidăm lui și rezolvăm problema. Ei și-au dat potoabele bucuroși și au făcut un vițel turnat prin care imita pe Dumnezeii Egiptului. Poporul a strigat, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Poporul strigă lucrul acesta. Și Aaron, în mod rușinos, a îngăduit această insultă la adresa lui Jehova. A făcut chiar și mai mult el, ca să iasă în față, probabil, să arate că el este cine este. El, văzând cu câtă satisfacție a fost primit vițel de aur, a ridicat un altar înaintea lui și a anunțat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Identifică vițelul cu Dumnezeu sau invers, cum vreți dumneavoastră. Cum adică îl identifici pe Dumnezeu cu un bou din aur? Îl cobori pe Dumnezeu atât de jos? Sau cu icoanele de astăzi, îl cobori pe Dumnezeu la nivelul uman? N-am înțeles lucrul acesta. Și Aaron face lucrul acesta într-un mod rușinos, spune Spiritul, adică spre rușinea lui. Mâine va fi sărbătoare în cinstea Domnului. Această veste a fost anunțată cu sunet de trâmbiță, dacă vreți, de la o ceată la altă ceată în toată tabăra. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au dus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Cui? Vițelului. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Sub pretext că țin o sărbătoare în cinstea Domnului, ei s-au dedat la îmbuibare, dragii mei, și la petreceri desfrânate. Acest om, Aaron, în momentele acelea, n-a fost omul demn de încredere pentru Dumnezeu. Un om slab, un om care șovăie, un om care este bătut de vânt, n-are nicio coloană vertebrală. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, în a doua Timotei, capitolul 2 cu 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Chiar dacă adevărul îți aduce pagubă, chiar dacă adevărul îți pricinuiește chiar încercare, trebuie să-l împarți drept acest cuvânt al adevărului. Dragii mei, în viețuirea noastră de zi cu zi căutăm oameni serioși pentru rezolvarea problemelor noastre. Vrem oameni de bază pe care să ne bazăm, oameni în care să avem încredere. Oare Domnul Hristos
nu are nevoie de oameni de încredere? Ce fel de oameni sunt cei în care Domnul are încredere? Aș vrea să enumăr mai multe aspecte. În primul rând, oamenii în care Dumnezeu vrea să încreadă trebuie să fie credincioși. Cum a zis Domnul să fac, așa fac. Cum a zis Domnul să vorbesc, așa vorbesc. Cum a zis Domnul să mă îmbrac, așa mă îmbrac. Ce a zis Domnul să mănânc, aceea mănânc. Ce a zis Domnul să caut eu mai întâi, aceea caut. Punctul 2. Oamenii de încredere pentru Dumnezeu sunt cei care nu și-au vorba înapoi. Dacă fac o juruință, chiar dacă e în paguba lor, ei se țin de cuvânt. Apoi, Dumnezeu are încredere în Cel ce dorește să cunoască voia Sa și lucrează continuu la schimbarea caracterului. Are încredere în Cel ce nu iubește lumea și nici lucrurile din lumea aceasta. Pentru că lumea și tot ce este nea trece, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Dacă cineva iubește lumea aceasta cu inima și cu mintea, nu poate să fie demn de încredere pentru Dumnezeu. Dumnezeu are încredere în Cel ce nu se plânge totdeauna de alții, ca și cum din cauza lor nu poate fi El credincios. În oamenii care se plâng de alții, că nu pot să fie credincioși din cauza altora, Dumnezeu nu are încredere, ci în cei care nu se plâng de alții. Pentru că fiecare poate să fie credincios indiferent de situația prin care ar trece. Ucenicii au rămas credincioși provocați de mai mari poporului, i-a persecutat, i-a aruncat în închisoare, i-a bătut, dar i-a rămas credincioși. Dumnezeu are încredere în Cel care este gata să sufere pentru El. Pentru că acela va fi gata să sufere mâine pentru El. Are încredere în Cel statornic și principial. Nu ca Aron, nehotărât, nestatornic, schimbător. Dacă suntem conservatori ai principiilor, lui Dumnezeu ni se spune că suntem extremiști. Iar dacă ne-am secularizat și ne adaptăm, e mai bine. Cum credeți că e mai bine? Are Dumnezeu încredere în oamenii care vor să se alinieze standardelor lumii sau în cei care rămân statornici? Vreau să vă dau un exemplu de statornicie sau chiar două. Hai să mergem puțin cu imaginația noastră în câmpia Dura. Pardon, nu. Mai întâi vreau să vă spun despre Daniel. Au fost duși robi în Babilon mai mulți tineri evrei și dacă deschidem în Daniel, capitolul 1, descoperim lucruri care poate unii dintre dumneavoastră nu le-ați descoperit. Am să merg aici, în Daniel, și vă rog să ascultați ce spune aici. Am să citesc câteva versete. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familiei străgăje, de la versetul 3. Să-i aducă vreo câțiva copii din Israel de neam împărătești de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Și împăratul a rânduit pentru fiecare zi o parte din bucatele alese de la masa lui, din vinul lui pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care să fie în slujba împăratului. Și atenție! Printre aceștia, printre tinerii aceia evrei, erau
dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Deci nu doar ei erau dintre evrei, ci printre tinerii aceia, copiii din Iuda, că erau și din celelalte seminții, nu ni se spune care, dar se înțelege, era Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Daniel stă de vorbă cu tinerii, probabil cu mai mulți, și dintre toți cei de acolo, trei se alătură, Hanania, Mișael și Azaria. Și cuvântul spune că Daniel, versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dragii mei, hai să ne gândim puțin la statutul lui Daniel și la situația în care era. Ascultați, el era un sclav. El a fost luat ca rob împreună cu ceilalți și acum este ridicat în ochii împăratului și ca să ajungă cineva o căpetenie. Și cu toate acestea, Daniel își permite să se hotărască să nu se spurge. Și se duce la căpetenia familiilor dregători și spune, te rog frumos, nu mă spurca, nu mă sili să mănânc așa ceva. Nu i-a zis el să mă spurc. El știa că ceea ce e la masa împăratului era o spurcăciune pentru evrei și pentru Dumnezeu. Își pune capul în pericol, dragii mei. Gândiți-vă că această căpetenie a familiilor dregători putea să-i spună, băi, cine ești tu? Știi ce statut ai? Știi de unde ai venit? Păi mă duc și te spun împăratului. Cum îți permiți tu să calci în picioare porunca împăratului? Însă curajul lui Daniel și rugăciunea a făcut ca el să capete trecere, în primul rând, în fața căpeteniei famenilor dregători. Și a căpătat trecere. Și omul acesta, știți că i-a spus, băi, Daniele, măi, ascultați-mă, îmi puneți capul în pericol, măi. Uite, dă-ne 10 zile. Fă un experiment cu noi și dacă după 10 zile am slăbit, dacă după 10 zile suntem mai sfrăjiți, arătăm mai rău, faci ce vrei tu, dar lasă-ne 10 zile să mâncăm noi zarzavaturi și să bem apă. Păi, dar stai puțin, mănânci zarzavaturi, dar tu trebuie să stai la masă cu împăratul. Dacă împăratul vine acolo la masă și tu, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, lipsești și locurile sunt goale pentru că acolo eu nu pot să-ți dau zarzavaturi, trebuie să-ți dau ce mănâncă împăratul. A găsit soluția, nu știu care a fost. Dar Daniel a fost un bărbat hotărât alături de Hanania, Mișael și Azaria. După 10 zile știți ce spune cuvântul. Și așa a mers timp de 3 ani. Și a fost pus în slujba împăratului. Și nu s-a temut cu viața lui, dorind să-l onoreze pe Dumnezeu. În pericol cu viața lui, dar rămâne credincios înaintea Domnului. Și când se schimbă împărăția și când apar medopersanii, căpeteniile care îl invidiau că el este omul numărul unu, căpeteniile acestea se gândesc să-l ucidă. Și amintiți-vă că merge la împăratul Dariu și spune, împărate, uite, semnează tu aici o poruncă, ca nimeni să nu se închine altui Dumnezeu și altcuiva afară de tine timp de 30 de zile. Și ca acela care se va închina altcuiva să fie aruncat în groapa cu lei. Daniel era un obiectiv, dragii mei. Dar știți cum spune Daniel 6:10? Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele de odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum facea și mai înainte. Păi, Daniel, nu te temi, n-ai auzit porunca? Ba da, am aflat că s-a iscălit porunca și că după legea Medilor și Persilor nu poți să calci porunca împăratului și că nimeni nu scapă nepedepsit dacă calcă porunca împăratului. Dar pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Eu vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. A putut să aibă Dumnezeu încredere în astfel de om? Dragii mei, Daniel este un om mare. Nu se spune despre el că ar fi păcătuit cu ceva.
Și Dumnezeu i-a dat și Duhul acela al descoperirii viselor și al prorociei, dacă vreți. Aceștia sunt oameni de încredere pentru Domnul Hristos, nu credincioșii de astăzi, care sunt purtați de valuri, de învățături și de atitudini și de spiritul lumii. Dumnezeu nu se poate încrede în așa oameni. Daniel merge, este prins, vă amintiți? S-a dat buzna peste el, l-au prins, hai, aruncă-l, Dumnezeu l-a scăpat. Nu vreau să mă ocup de istorioara aceasta, că este superb de frumoasă, însă altul este firul subiectului meu. Aș vrea să mă refer chiar și la Shadrach, Meshach și Abednego, care, ajungând în câmpia Dura, unde împăratul Nebucadnezar a înălțat chipul acela, și când la auzul sunetelor, instrumentelor, cavalului, chintarul, alăutei și tot felul de instrumente, trebuia toată lumea să se plece cu fața la pământ și să închine chipul lui de aur. Dar oamenii aceștia știu că închinarea nu se poate aduce decât lui Dumnezeu, Dumnezeul adevărat. Dumnezeul lui Iacov, ai lui Israel. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeul cerului și al pământului și ei rămân pe picioare. Tăcuți, liniștiți, acolo. Însă ochii răi imediat au văzut. Și merg la împărat și îl întărâtă și îi spune: împărate, știi ceva? Între oamenii aia care tu i-ai favorizat și pe care i-ai ținut la masa ta și pe care i-ai pus în slujba ta, oamenii aceia îți calcă în picioare porunca. Habar n-are de ce spui tu. Cum adică? Asta a însemnat o doză de răutate inoculată în sufletul lui Nebucadnezar. Ăsta se înfurie atât de tare și spune: aduceți-i încoace. Îi aduce acolo. Îi se spune că n-a vrut. Și în adins, Shadrach, Meshach și Abednego, nu v-ați supus voi și nu ați în adins? Ascultați-mă un lucru. Dacă e vorba că, uite acum, când va cânta orchestra, când vor cânta instrumentele, dacă nu vă aruncați cu fața la pământ, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Nimeni nu e mai mare ca mine. Dragii mei, într-o situație de felul acesta, pentru care Nebucadnețar și întreaga împărăție să știe că Dumnezeul adevărat este mai mare decât el și că el domnește pe pământ și în ceruri, era nevoie ca Shadrach, Meshach și Abednego să stea neclintiți. Dacă aceștia ar fi cedat, Nebucadnezar nu știa că este Dumnezeul cerului și al pământului acela care l-a pus pe el împărat și că el este cel mai mare. Care este Dumnezeul acela? Shadrach, Meshach și Abednego nu au zis: o să-ți arătăm noi care este Dumnezeul acela. Ei n-au zis asta plin de mândrie: o să-ți arătăm noi. Ei au spus: știi ce? Noi una știm, să-i slujim lui Dumnezeu. Și apoi îi se spune, și Shadrach, Meshach și Abednego au răspuns împăratului: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Adică la care? La cele care ne-ai spus, că atunci când vom auzi cântecul orchestrei, să ne aruncăm cu fața la pământ, să ne închinăm. Nu răspundem la întrebarea asta, la ce ne-ai spus tu. Dar vrem să spunem ceva. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, trebuie să știi că poate să ne scape din mâna ta, da? Să ne scape din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scăpa, auzi, chiar dacă nu ne va scăpa, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Vă dați seama că a turbat Nebucadnețar? A turbat, pur și simplu. A nebunit. L-a călcat în picioare. L-a făcut zdrențe prin tot ce a spus. Și turbat spune: încindeți cuptorul de 7 ori mai mult. Și au încins cuptorul și mânia lui nu s-a isprăvit până când nu i-a aruncat acolo.
Dar oamenii aceștia, dragii mei, rămân hotărâți cu orice chip să-i slujească lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne va scăpa Dumnezeu. Noi știm un lucru. Numai El trebuie să primească închinarea, numai Lui trebuie să ne închinăm și nu Dumnezeilor tăi. Dragii mei, mă gândesc la timpul din fața noastră. Credeți dumneavoastră că aceia care astăzi cedează la principiile divine și care iubesc lumea și lucrurile din lume și care pun adevărul sub rubroc și principiile lui Dumnezeu și care vor să se alinieze standardului lumii în cele spirituale, lăsând să pătrundă în viața lor și idei străine, lăsând să pătrundă în viața lor și moda lumii, să pătrundă în viața lor ideea că Dumnezeu iartă și putem să mergem înainte oricum, sau ideea că nu putem birui păcatul. Vom fi păcătoși și în același timp neprihăniți până vom ajunge la porțile împărăției cerurilor. Credeți dumneavoastră că oamenii de tipul acesta, mâine când se va impune să închine fiarei, vor rămâne statornici? Hai să fim serioși. Hai să vă spun și eu. O experiență nefericită din viața mea. V-am spus eu, poate într-o ocazie, că eu am cântat muzică ușoară și că nu eram în biserică. Deși m-am născut într-o familie, mama mea mergea în biserică, tatăl nu. Eu am cântat muzică ușoară și a fost momentul când Dumnezeu m-a cercetat și m-am întors din calea mea și am venit în biserică și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima pentru lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că am plecat în armată și știu că au fost tineri adventiști care n-au lucrat sâmbăta și care n-au vrut să calce sabatul în armată. Au rămas statornici, dar eu când am ajuns în armată, pentru că în viața civilă eu nu practicasem o credință vie și reală și nu slujisem lui Dumnezeu așa cum trebuie, eu m-am gândit de la început că n-am cum să rezist și am cedat. Pentru mine experiența aceasta tristă rămâne o lecție pe care am învățat-o. Nu vreau ca mâine să întâmple la fel, pentru că e fatal, e înseamnă pierderea vieții veșnice. Vă rog frumos să vă gândiți la dumneavoastră care astăzi stați nepăsători față de o mântuire așa de mare și care nu vreți să o luați în serios cu pregătirea și să trecem la principii, cum zice Ieremia 6:16, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care este calea, care este drumul, mergeți pe el. Și ei spun, nu vrem. Mâine vei ceda, dragul meu, fără discuție, din start ai să cedezi. Aceia care lasă mândria și orgoliu să manifeste în viața lor, spune Elenuait ca la degetul bagiocoritor, arătător și bagiocoritor al mulțimii vor ceda și vor zice, te găsiști tu, ia uite mă. Bagiocora va fi puternică. Dragii mei, Domnul Hristos are nevoie de oameni de bază, oameni pe care să conteze, oameni care țin la principiile sale și care să transmită soliile Domnului așa cum sunt ele lăsate de El. Ești un om de bază pentru Hristos. Cazi pe brazdă și rămâi acolo la datorie, chiar dacă ești greu încercat. Sau dai bir cu fugiți. Frații mei și prieteni și dragi ascultători, vreau să vă spun un lucru.
Mulți se tem să spună vreau să fiu credincios Domnului și voi fi credincios Domnului. Se tem să spună lucrul acesta gândind că ei se întâmplă să nu rămâne credincioși, să cadă. Eu vreau să vă spun că este o inspirație diabolică aceasta. A nu face o afirmație de felul acesta înseamnă să rămâi totuși nehotărât în continuare. Să nu înalți o țintă. Spre exemplu, au fost adventiști care s-au angajat la diferite în vremea Ceaușescu, la diferite fabrici sau șantiere și n-au spus că sunt adventiști. Și când a venit momentul ca să nu lucreze sâmbăta, a fost rușine să mai spună că e adventist și că el nu vine sâmbăta. Pentru că el nu și-a pus ținta de la început și n-a spus eu vreau să fiu credincios Domnului, de frică că el va ceda. Dar cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Nu contează lucrul acesta. Eu vreau să vă spun că eu am spus Domnului nu odată de inor și am zis, Doamne, contează pe mine. Iată-mă, trimite-mă și vreau, voi merge acolo unde îmi spui tu. N-am putere. Mi-o dai tu. Nu sunt capabil. Mă ajuți tu, mă întărești tu. Dar eu declar lucrul acesta înaintea ta pentru ca să știi pe cine contezi. Și Domnul vreau să vă spun că de astăzi își pune amprenta pe oamenii cu care va lupta mâine în marele și ultim război final. Războiul zilei celei mari. Când decretul și când împotrivirea va veni, el va trebui de astăzi să-și însemneze oamenii cu care să transmită solia mâine. Și dacă tu nu îi spui Domnului astăzi, Doamne, vreau să fiu omul de mâine, omul de încredere pentru tine și vreau să contezi pe mine, nu vei face niciodată. Nu sunt eu sfântul. N-am ajuns eu desăvârșit, cum spune și Pavel, dar fac acesta pentru ca să am o țintă înaltă. Cât timp nu faci lucrul acesta, ținta rămâne jos. Până nu ne punem ținte înalte, nu le urmăm. Nu încercăm să le atingem. Vreau să vă mai întreb un lucru. Cât timp discutați dumneavoastră de lucrurile acestei lumi și cât discutați de lucrurile de sus? Cât timp? Cât discutați de cum va fi în cer, de frumusețea lucrurilor pe care Domnul le-a pregătit pentru noi și câte lucruri despre care discutăm. Dacă discutăm de lucrurile acestea, în mintea noastră astea sunt și vorbele noastre, cuvintele noastre sunt despre aici. Nu vom fi pregătiți pentru cer. Cât timp va mai trebui să ne acorde Domnul ca noi să ne întoarcem de la cele lumești, la cele veșnice? Vreau să întreb, ești mulțumit de starea ta spirituală, de starea spirituală a familiei tale? Sunt persoane care și-au pus încrederea în atâtea lucruri. Domnul nu zice ferice de cei ce au vile frumoase și mașini luxoase și au mobilate casele frumos, ci el spune ferice de cei săraci în duh. Iar apostolul Ioan, inspirat de Mântuitorul, nu spune, cum spune lumea, cine are vile frumoase și mașini luxoase are viață, ci el spune, cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Dragii mei, nu vreau să mă laud în niciun caz, pentru că nu e frumos. Dar spun și eu, cum zice Pavel, e nevoie să mă laud, măcar că nu e de niciun folos. În viața aceasta am făcut vile frumoase. Am fost un meseriaș de lux. Și vreau să vă spun că lucram și cu cât mă apropiam de sfârșitul finisărilor, era și mai frumoasă, și mai frumoasă casa. Și mai aranjată. Și știam că în momentul în care am dat ultima pensulă sau ultimul trafalet de vopsea sau am pus ultima faianță și am închituit-o, eu trebuie să ies din casa aceea să plec. Și așa s-a întâmplat. La sfârșit
omul nu mai era dispus să mai rămâne în casa aia. Și veneam acasă la mine și îmi comparam casa mea cu cea de acolo. Modestă, decentă, privind dincolo era lux, frumos. Niciodată, trebuie să țineți minte, nu mi-a sfârâit inima și să zic, ah, de ce n-aș avea și eu așa ceva? Nu m-a interesat și nici nu mă interesează. Mă rog și îi spun Domnului, Doamne, vreau să te am pe tine, nu acestea. Pentru că toate aceste lucruri au să te strice și împreună cu ele mă duc și eu. Dar cine te are pe tine, are viață. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, sunteți de acord că alergând după toate cele de aici, cu mintea noastră și cu inima noastră lipită de ele, uităm pe cele de sus, se exclud unele pe altele. Nu merge și cu una și cu cealaltă. Domnul Hristos a zis în Matei 6,24, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Crezi că vei fi pregătit pentru cer dacă tot discuți de lucrurile acestei lumi? După o discuție de tipul cu tare a realizat, îi merge bine și a luat și a făcut, etc., începi să fierbi că n-ai și tu posibilități și nebunești de stres că n-ai și tu. Însă după o discuție de cum va fi în cer, despre ce înseamnă avea viață veșnică, despre frumusețea lucrurilor de acolo, și despre veșnicia lor mai ales, care sunt incomparabili cu cele de aici, te liniștești și bucuria și speranța umple inima. Pentru ce să mă bucur de lucrurile de aici care se distrug? Privind cu ochii se distrug. Și în același timp, odată cu ele și eu. Psalmistul în Psalmul 90, versetul 10, spune, anii vieții noastre se ridică la 70 și cei mai tari, 80. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul viețuirii lor lui pe acest pământ nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Ne lăudăm cu casele, ne lăudăm cu ce? Cu lucrurile care ne-au pus jugul zdravăn pe grumaz, care ne-au apăsat și care ne-au uzat și care ne-au făcut să intrăm în stres și neliniște grozavă ca să avem. Și ce facem cu ele? Dragii mei, Satana a schimbat totul în lumea aceasta și noi, copiii lui Dumnezeu, nu sesizăm. Valorile sunt altele și omul care nu-i duhovnicesc așează în prim plan lucrurile de aici. Lumea elogiază pe cei care cărora le merg bine, afacerile le merg bine, spunând că se descurcă, dar ceea ce este rău este că și în biserică se elogiază cei care așteaptă, care aleargă și se descurcă în felul lumii, având multe și de toate, dar se sunt invidiați unii pe alții, eu nu invidiez pe nimeni, dar care nu sunt decât niște muritori fără speranță. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu un paragraf tot din Spiritul Profetic, care constituie un îndemn din partea lui Dumnezeu, un îndemn destul de serios. Vegheați ca să nu păcătuiți. Țineți-vă în frâu limba. Căutați ocazii de a face bine și de a binecuvânta pe oameni privind totdeauna la Domnul Iisus, crescând în harul și în cunoștința adevărului. Dacă doriți viața de sus, trebuie să trăiți acum viața de sus, în viața aceasta de jos, din această lume. Noi lucrăm pentru această viață, noi lucrăm pentru această viață și pentru veșnicie. O viață de bine clădită se formează viețuind după planul adăugirii, adăugând har după har în fapte bune, în credință, răbdare, cumpătare, bunăvoință, curaj, tăgăduire de sine.
Voi sunteți casa lui Dumnezeu. Lucrăm în viața aceasta, pentru viața asta trebuie să ne întreținem, dar trebuie să lucrăm pentru viața de sus. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Dacă învățați de la Hristos, nu veți fi o combinare dezordonată de lucruri opuse și neconsecvente, astăzi serioși și evlavioși, mâine nepăsători și ușuratici. Nu așa. Domnul Hristos a luat toate măsurile pentru ca prin caracterul care v-a fost dat, caracterul vostru să fie armonios. Atunci clădiți-l în armonie. Să se înalțe clădirea piatră cu piatră. Apucați razele de lumină divină de la Domnul Iisus și faceți ca acestea să strălucească pe cărarea celor care se află în întuneric. Întregul univers al lui Dumnezeu privește la noi cu un deosebit interes. Dragii mei ascultători, frați, surori, prieteni, cum vreți să acceptați apelativul meu, mă gândesc de multe ori și pot să vă spun că în lumea aceasta nu e nimic mai demn decât de a-i sluji lui Dumnezeu. Regulile lui Dumnezeu sunt regulile fericirii. Slujirea lui Dumnezeu ne aduce fericire și bucurie în viața aceasta, chiar dacă sunt și necazuri, avându-L pe El. Putem să zicem că Apostolul Pavel, mă bucur când sunt în defăimări, în necazuri, în sfântorare, mă bucur. Dumnezeu este Cel care ne oferă această bucurie, dar noi stăm departe să nu experimentăm. Va trebui să luptăm împotriva noastră, împotriva comodității noastre, împotriva nepăsării noastre, a dezinteresului pentru pregătirea noastră în vederea crizei din fața noastră și în vederea sigilării pe care Dumnezeu o va realiza în dreptul tuturor acelora care îi vor fi credincioși. Cercetați-vă serios dacă poate Dumnezeu să aibă încredere în dumneavoastră. Aud pe unii dintre frații mei care spun, dacă nu suntem noi credincioși, are Dumnezeu bărbați și femei credincioase în lumea aceasta? Răspunsul meu la această afirmație știți care este? Degeaba are Dumnezeu credincioși în lumea aceasta dacă nu mă are pe mine. N-are nicio valoare pentru mine. Cu ce mă ajută? Doar să spun că are Dumnezeu pe alții și eu să rămân jos? Nu, dacă nu mă are Dumnezeu pe mine, poate să aibă, așa cum zicea în vremea lui Ilie, încă 7.000. Poți să ai și 155.000 în loc de 144 sau mult mai mult. Tot globul, dacă nu mă are pe mine, n-am realizat nimic. Îl rog pe Dumnezeu ca binecuvântarea acestui studiu să vă călăuzească în cercetare de sine și în luare de hotărâri, ajungând în postura unor oameni care am fi vrednici de încredere înaintea lui Dumnezeu, ca El să încreadă în noi și să lucreze cu noi și prin noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit la rugăciune. Îți dăm slavă, Părinte Ceresc, și îți mulțumim în numele Hristos pentru ocazia binecuvântată pe care ne-ai pus-o la dispoziție și dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să lumineze mințile și inimile noastre pentru a înțelege cuvântul acesta. Doresc ca binecuvântarea Ta, Doamne, să vină peste ascultătorii mei, dar nu în ultimul rând și peste mine, și peste familiile noastre ale tuturor și te rog, Părinte Ceresc, ca să nu ne lași, să lucrezi intens în viețile noastre, întoarcerea la Tine, pocăința, pregătirea pentru ceea ce urmează și pentru a rămâne de partea Ta. Harul Tău să ne însoțească în toate zilele vieții și numele Tău să-L mărim în veci. Amin.